Sabaydi! Salutare, prieteni! Salutare din Laos! Am ajuns acum probabil în cel mai turistic loc din Laos, adică în Van Vieng. Cu orășel micuț, dar care este cel mai popular printre turiști. Locul, de asemenea, mai are și o infaimă, și anume pentru că aici au murit destul de mulți turiști într-o perioadă foarte scurtă. Dar o să vă povestim mai târziu despre asta. Specificul acestei zone sunt munții karstici spectaculoși și râul Song, care curge printre acești munți frumoși. Și noi, uite, am campat chiar aici, pe malul râului Song. A fost o noapte liniștită, superbă, noapte răcoare. Ziua însă foarte cald. Acum o să luăm monociclurile și o să mergem să facem o tură prin zonă, să explorăm punctele de atracție de aici. Am trecut pe lângă ei și uite acum am găsit în Van Vieng. Asta este podul care trece peste râul Song și are limita de înălțime 2,5. Din cauza asta nu putem merge cu autorulota pe aici, deoarece la noi are 2,7 undeva. Și poate că are un pic mai mult decât e scris acolo, dar nu vrem să riscăm. Așa că am lăsat autorulota pe malul stâng al râului Song și mergem mai departe, deoarece toate punctele de atracție sunt de fapt pe malul drept. Deci prima destinație este la un viewpoint și am lăsat monociclurile, uite, la restaurantul ăsta aici. La umbră, siguranță, aici am achitat 20.000 intrare, adică undeva un dolar. Și acum urcăm la viewpoint. 5-30 de minute de urcat, 350 de metri diferență de nivel, adică în altitudine vom urca 350 de metri. Nu se recomandă celor cu tensiune arterială ridicată sau atacuri de inimă, pentru că, uite, din start se vede că drumeția nu este cea mai ușoară. Și mai ales noi am venit la miezul zilei. E când foarte cald. Foarte cald. Și aveți nevoie din start, vă zic, de o încălțăminte foarte bună. Am văzut că aici se închiriază pentru 7.000 de echip. Încălțăminte străină se închiriază? Comună. Încălțăminte comună se închiriază. Dar sparge totul din tine. Absolut. Și pentru mine, că nu am rucsac mare cu mine, eu în general nu sunt grea și sunt destul de rezistentă la astfel de încercări. Wow, este foarte solicitantă. Mai ales având în vedere că afară sunt 35 de grade, cam așa. E foarte, foarte cald. Ăsta ne salvează în situații din astea. Am văzut de foarte multe ori prin Asia, prin Thailanda, cum oamenii folosesc un ventilator din ăsta electric să se răcorească. Ce bine! Are trei poziții ăsta. Oh. Se pare că am ajuns. Este aici o platformă mică. Nu, se pare că mai este un pic. Poți să te odihnești aici. Am bucurat prea devreme. Cu astea rămas în urmă. Se pare că mai este foarte puțin de până la căsuța aia din vârf. Trebuie să urcăm pe pietrele astea. Avem
niște balustrade din bambus de care putem să ne ținem. O, da. Grea drumeție. Așa, un sfat. Dacă vă porniți pe astfel de drumeții, dar în general pe orice altfel de drumeție, nu luați în start prea repede. Nu fiți prea încrezuți în puterile voastre, pentru că aceste puteri o să vă trebuiască la mijloc spre sfârșit. De cât e amenajat traseul, oricum se plătește intrarea aici, așa. Hai să-mi dau cu capul de ceva. Deja e promițător, se vede un pic de aici. Munții. Nu mă privesc un pic cum arată ultima porțiune a traseului. Cum e aici, oare când plouă? Mortal. Mă ia mețeala de la căldură și supra-solicitare și nu văd pe coaste, iar eu deja am ajuns sus. L-am lăsat fără apă. Aoleu. Coaste? Ia că el este. Unii nu văd. Hai, Coaste, mai ai un pic. Am ajuns în vârf aici, bate un vânt așa de plăcut. Nu mă pun pentru răcoreală. Acum toată lumea s-a dus acolo la umbră sus. Dar locul ăsta este cunoscut nu doar pentru priveliștea montană pe care o vedeți aici, ci pentru un viewpoint deosebit. Și anume, stați aici. Hai mai un pic. Încă un pic. Mă ia mețala de-am pe mine. Mai pot? Deci este cunoscut pentru două motociclete montate aici în vârf de munte cu priveliște la munții Carstici. Nu mă priviți cum arată locul ăsta demențial. Bine, și acum încă e sezonul uscat, dar vă imaginați cum arată aici când e sezonul umed. Dar pe cum arată, fix atâta este și de periculos în sezonul umed. Hei, felicitări! Ai ajuns în vârf! Oh my god! Cum? Greu! Foarte greu! Oh, e muștile! Mai vreau la umbrul ăla! Fix aici, în vârf, uite, este așa un loc ușor unde poți să te răcorești la umbră și între timp să stai la rând la motocicleta aia faimoasă de acolo. El e cel mai faimos punct de aici. Se vede foarte frumos drumul, munții în spate și steagurile astea. Din câte văd, seara este luminat. Iar acolo mai este un viewpoint, uite, dincolo, și se pare că este montat un avion, adică așa văd eu de aici. Tu, Costi, ce vezi? Da, un avion. Și tu așa vezi? Da. Ia, să vedem, poate, cu telefonul vede Costi. Și le-a trecut prin cap la oamenii ăștia. Acolo este montat un avion. Deci incredibil, oamenii ăștia aici au montat niște motociclete, iar dincolo un avion. Fain se vede drumul ăsta fix în spatele motocicletei, de parcă, uite, de pe drumul ăla a zburat fix în vârf de munte. Foarte tare. Cât stăm aici în rând și așteptăm, ne coace soarele, pentru că e un soare foarte puternic și se cam formează un rând să meargă lumea la poze, la motocicleta aia faimoasă. Sunt două aici în vârf de viewpoint și uite, asta este, ăsta ar fi cel mai frumos loc. Se vede și drumul, se văd și munții în spate, foarte tare, așa că lumea tot așteaptă. Bine că avem acolo din spate un foișor unde să așteptăm. Dar ne coace soarele. Partea negativă este, uite, incendiile care sunt făcute de om. Am văzut chiar de foarte multe ori cum incendiază pământurile, pășunile, urzăriile uscate și tot așa mai departe. Și uite ce fum este aici. Tot ce vedeți acum în față, adică ceața asta, este fum. Uite și acolo. Iarăși au incendiat. Și
Uite cât fum este pe aici. Nu se vede foarte bine. Hei, hei! A ajuns și rândul nostru în sfârșit. Am decolat și drona de aici. Și acum e rândul lui Costi să meargă pe motocicletă în vârful muntelui. Cum e? Ia uitați-vă acolo ce hău în spatele Costi. Deci 380 de metri până jos. Hai, pornește motorul, Costi. Vum, vum! Oh, ce rând s-a format după noi. Noi până am decolat și drona, până uite și aici câtă lumea a venit și dincolo. Da, locul ăsta este faimos pentru aceste două motociclete montate în vârful muntelui pentru pur și simplu o poză de Instagram. Vă imaginați? Le-au adus, le-au fixat acolo bine și acum sunt, locul este popular. Și uite, astfel Laos a ajuns pe lista turiștilor. Vă întrebați, poate, cum oare le-a venit ideea să monteze aici aceste două motociclete în vârf de munte, la 380 de metri diferență de sol, pe un traseu atât de dificil? Păi cum? Au vrut ca să facă pur și simplu Laosul, Wang Vieng-ul, să facă faimos și, mă rog, să mai fac și bani din asta, de ce nu? Pentru că intrarea aici este cu plată, 20.000 de chip și pur și simplu au vrut să facă faimos locul ăsta, să facă niște fotografii de Instagram și da, le-a reușit. Acest loc a devenit viral, iar după aia lumea a început să vină aici și să caute unde sunt aceste motociclete montate în vârf de munte între munții ăștia castici. Și da, fotografia virală am făcut-o și noi. Nu știu dacă o să fie la fel de virală, pentru că, bine, am trecut timp și deja i-a scăzut popularitatea, așa să zicem. Dar da, e foarte frumos și ideea este foarte ingenioasă. Și aia cu avionul la fel. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice, what you want from me, baby, what you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. 아주 멋쟁이 넌 하루 종일 세상 혼자 사는 듯이 그래. 너도한 태도가 날 더 미치게 만들어. Oh, oh, meet me up near the riverside. We can push everything aside. Oh, oh, make stars align. Let's just collide. Yeah, yeah. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice, what you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice. Gata, plecăm. Ne-a plăcut foarte mult locul. Îl recomandăm și, apropo, la plecare am văzut o chestie. Uite, în caz că nu mai ai baterie la telefon, poți să-l încarci aici. Uite, sunt cabluri de diferite feluri. Ca să nu cumva să pleci de aici fără fotografie perfectă. Bravo! Și ca să fim și noi în rând cu lumea, o să lipim și noi aici un sticker. Unde să-l punem? Și este un loc. Opa. Yay! Aici a fost Sanchez Journey. Am ajuns înapoi. Înapoi. Eu am ajuns în 13 minute. La deal am urcat undeva în 25. Costi vreo 31 de minute. Așa ajunge și el, că era aici. La vale mi s-a părut destul de ușor. Chiar dacă m-au durut genunchii, am îmbrăcat mănușile și genunchiere și atunci am fost mai sigură. Acum trebuie să mâncăm ceva aici sau chiar să bem. 2 minute mai târziu, a sosit și Costi. Am ajuns înapoi. Înapoi că 15 minute am făcut, da? 15, eu 13. Un pic mai repede, da? A venit să ne răcorim un pic și uite, ne-am luat un shake de mango. Și ne-am luat chiar și ceva mâncare. Uite, eu mi-am luat un pad thai, Lumnița, tu și nu vrei să mănânci? Am mâncat dimineața numai de astea, cum se cheamă? Granola.
granola, da, și nu m-au ținut sătul, așa că mi-mi trebuie ceva mai sățos. Nu ține sătul granola, dar pe mine mă ține sătul o zi întreagă. Da, pataiul e gustos, a costat 50 de mii și sucul ăsta 30 de mii. Ne-am oprit să ne dăm aici un pic cu cremă de soare, pentru că soarele frige. Și, cum v-am zis, uite aici este un panou cu alt viewpoint. Da, într-adevăr este un mini avion, nu știu cum se numește asta, acolo sus. Și un cal, uite așa s-ar vedea. Nu știu dacă am venit aici. Vedem, poate dacă avem timp venim și aici. Foarte interesant să vezi locul ăsta. Pare mai original. Celălalt unde am fost noi acum pare deosebit. Ce frumos! Doamne, și mulți frumoși! Wow! Incredibil! Nu m-a privit un pic cât sunt de abrupt. Wow! Fascinat! Mai departe pe drumul ăsta. Acum mergem spre cea mai frumoasă lagună. Laguna numărul 3. Și drumul nu este cel mai bun. Ok, uite aici. Se plătește intrare. 20.000 de persoană. Și cred că o stăm fix sub munții ăștia frumoși. Wow! Ce pom frumos cu flori! Uite, am ajuns, este o parcare, poți să vii cu un tuk-tuk din ăsta sau poți să vii cu transportul propriu, ca și noi, ori închiriezi un scooter și vii până aici. Uite, asta-i, ce frumoasă, chiar e albastră. Sunt și pești, poți să sai, foarte fain. Uite, aici sunt așa niște căsuțe unde poți să stai la umbră, fix sub aceste stânci imense. Fix aici avem umbră. Ne-am așezat. Nu știu dacă se clătește sau nu. Vedem la sfârșit. Hai, Costi! Aici, la 120 de metri, mai este și o peșteră cu două piscine în interior. Și poate de vizitat. Hei, cineva a ajuns în Laguna Albastră. Cum e apa? E fain, deodată mi s-a părut cam rece, dar acum chiar e fain. Da, arată curată. Uite, sunt pești. Nu spune că e rece. Nu? Sunt aici așa niște locuri unde poți să, de unde poți să sai în apă. Dar apa pare, la prima vedere, pare un pic rece. Toată lumea se răcorește după zilele astea fierbinți. Vrei să sai, Costi? Eu am sărit. Hai, hai, vreau să spun. Nu de sus de acolo, dar... Dar a, dincolo este un fel de zipline aici, a? Urci acolo sus și după care îți dai drumul în apă. Aici, în Van Vianc, este foarte popular. Nu știu ce ține. Notul cu colacul ăsta. Trebuie un colac mai mare. Da. Poți să faci, poți să noți colacul pe râu, uite, în lagunele astea, în peșteri. E cam desumflat. Hai că te ține un pic. Asta e pentru copii, ori pentru mine. Da, arată fain locul ăsta, sub stâncile astea interesante. Poți să stai pe colac, să te relaxezi în apă. Poți, uite, de aici să ai. Ia. Deci trebuie să ai un pic de dextrietate să mergi pe chestia asta umedă.
Cât și eu sar în brațul la el. Da, locul ăsta așa e mai mult pentru relaxare, chilling. Arată foarte fain, având în vedere că aici e foarte cald. De pe scrunchie poți să ai la fel. La locul arată fain. Poți să ai de aici la vreo 3 metri. Ori poți de acolo. Hai, fetele. Construcția asta arată foarte interesant. Super tare. Hai, poate ud și eu păr. Asta e un zipline care te duce mai departe. Hai. Hai. Cu ăsta mai greu. Hai! Se oprești și trebuie să-i dai drum. Interesant. Dar cu ăsta cred că nu mai simți atâta adrenalină decât cu scrânciobul ăsta. Ai grijă! Yeah. Ai strapit toată lumea! Costi zice să sar și eu în apă, dar noi facem van life și problema este că eu abia aseară mi-am spălat părul și nu vreau să-l ud. O să trebuiască iar să-l spăl. Și noi nu avem resurse de apă foarte multe. O să not, dar nu o să sar capul în apă, că o să mă stăresc să nu-l ud. Yo, ce rând acolo s-a format. Vă ziceam mai devreme despre faptul că locul ăsta este cunoscut pentru moartea a peste 30 de turiști străini, ba chiar aproape de 40, pare mi se, nu mai știu exact numărul. Și anume că aici în Vang Vieng era foarte practicat tubingul, adică notul cu colacul pe râu. Și anume era practicat la baruri. Barurile așezate pe malul râului și deci clienții care deja erau amețiți li se permitea să note cu acest colac pe râu, pe un râu destul de învolburat, cu multe valuri, periculos, și plus că aici locul ăsta mai este cunoscut și pentru accesul ușor la droguri. Da. Mulți vin pentru chestii din astea, petreceri, droguri, băutură, alcool, mult. Deci cam asta e faima cea neagră a Vang Viengului și din cauza asta, deci consumau droguri, consumau alcool și ajungeau la spitale cu diferite traumatisme sau chiar decedau pe râu din cauza mergeau beți și drogați. Da, acum nu este la fel atât de practicat ca și atunci, dar da, în special au murit, am înțeles că foarte mulți australieni și na. Cam asta e povestea. Acum notul cu colacul, uite, poți să noți aici pe aceste lagune, sunt în jur de 5 sau 6 lagune. Am înțeles că prima și a doua sunt cele mai populare și sunt foarte, foarte aglomerate. Chiar am dat un research să văd care, la care lagună ar fi mai bine de mers
Și am mai întrebat de localnici și au zis că Laguna 3 este cea mai potrivită, fiind așa un pic mai îndepărtată, nu toți vin în coa. Și da, e drăguță, e frumoasă, apa este destul de rece, mai ales pentru mine, chiar a fost prea rece. Am avut piele de găină tot timpul cât am stat în apă. Până la urmă n-am mai sărit, a zis Costi să nu îmi ud părul, că nu știu când mai umplem rezervoarele și la părul meu folosesc destul de multă apă ca să-l spăl, să-l clătesc. Mai pui culori, mai pui chestii și da, se duce multă apă, așa că am notat un pic și eu cu colacul și atât. Ei, Costi vrea să încerc ceva. Echilibru. Hai, cum e pe monociclu? Ba da, poți. Poți. Pe o roată poate merge, dar pe o bârnă de asta nu e încrezut că poate. Dar uite că, uite, e la jumătate deja. Hei, hei. Cum ai putut, vezi? Hei, n-am reușit, dar a făcut și înapoi. Bravo, like aici pentru Costi. Like, like, like. Hai acum să ai de acolo. Da. Bravo. I-am prins și baloanele cu aer cald. Uite, sunt câteva. Zboară dimineața sau seara, deci la răsărit sau apus, câte jumătate de oră undeva așa. Și se zice că Vang Vieng ar fi cel mai ieftin loc unde poți să zbori cu balonul, cu aer cald sau cu paraglidingul cu motor. Poți să închiriezi și un buggy, costă în jur de 300 de milioane de chip, undeva 15 dolari pentru o oră. Dacă iei mai mult timp, atunci este și mai ieftin. Bine, pentru cei care preferă adrenalină multă și praf, bineînțeles. Tot aici poți să închiriezi și diferite tururi. Poți să zbori de asemenea și cu balonul cu aer cald sau paraglidingul, unde-i când îl văd la ăștia. A, uite. Motor paragliding, ăsta costă 90 de dolari, undeva 15 minute zbori și balonul undeva 100-110, în jur de jumătate de oră, dar nu zbori mai departe decât Vang Vieng. Se zice că e cel mai ieftin loc unde poți face aceste două lucruri din lume, nu știu, așa să fie sau nu, n-am fost încă în toată lumea, mă rog. Astea sunt prețurile aici. Poți să închiriezi de la agenții din Asia, cum este aceasta, sau de la hoteluri, bineînțeles, toate activitățile. Foarte multe hoteluri pe aici, foarte mult tineret, în special cupluri tinere, mulți coreieni au observat pe aici și mâncare specifică coreeană. Și evident francezi sunt, pentru că, mă rog, din cauza trecutului francez. Acum seara aici învie totul. Uite, aici este night market, se vinde ca de obicei toate chestiile, suvenire, haine. Aici mâncare, street food, fructe. Este durian, am întrebat cât costă, au zis că costă 270.000 de chip. Cam mult,
Uite, hotel. A, asta nu-i hotel. Ia uite, să vând toate felurile de toate chestiile. Și aici uite, avem așa un pod interesant care merg scuterile și chiar și mașinile deasupra râului. Da. Iar pe râu merg bărcuțele cu motor și caiacurile. Ăsta e primul pod, stai că mai este unul. Ăla e și mai rău. E aglomerație pe pod ăsta. Deci sunt niște foișoare unde poți te așezi pe malul râului să mănânci. Uite, o mulțime de hoteluri pe malul râului, baruri, terase. Wow. Locul arată foarte fain. Sunt foarte populare restaurantele astea. Unde poți stai chiar picioarele în apă. Uite acolo cât de fain arată totul. Sunt o mulțime de activități pe aici. Mâncare bună, ieftină. Super tare, deci da, ne place. Hei, și am ajuns cu bine acasă. Totul în regulă? Da. Foarte mult fum acum aici. S-a lăsat așa o pelerină pentru că am văzut că acolo undeva au dat foc și miroase a plastic ars de nădăși pur și simplu. Iată și Van Vengul de noapte. Încă e aglomerat, acum e seara, deja e noapte și uitați-vă, e aglomerat. Aici se vând sandwich-uri, vreau să duc și eu un sandwich de ăsta. Sper să fie ca alea din Vietnam. Gustoase. Și sunt foarte multe hoteluri pe aici, viața de noapte. Restaurante foarte multe pe aici. Acolo mâncare este. Iată de aici, îți alegi sandwich de care vrei, sunt o grămadă de varietăți. Ți-l face foarte mare. Iată, chiar aici ți-l face în fața ta. Da, foarte mare. Am revenit acum la camping și probabil vom sta câteva zile aici, deoarece, na, în primul rând ne pregătim de următoarea țară și într-a doilea rând e un pic cam cald acum, este o perioadă mai fierbinte. Mai avem câteva puncte de vizitat și probabil deja în episodul următor o să vă arătăm alte puncte de atracție de aici din Vang Vien, care la fel sunt interesante. Așa că rămâneți pe fir și deja ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!